te trezești la, deci, atenție, dacă vă treziți la 8, nu vă treziți la 8, treziți-vă la 6, la 7, bă, nu la 8, sau la 10, dar nu la 8, că vii somn toată ziua. E ora 12, sunt trezit de 4 ore și mi-e somn de numai... Eu acum am văzut unde am... Așa începe, nu, asta e prima secundă. Scuzați-mi părul, ui, ce este, ce este, trebuie să mergi, mă tung... Boschetări ale ce s-ați reacționat la copii contra părinți, Ștefi fuge de acasă, ne-am mai reacționat la Ștefi, dar bă, nu mai știu sincer dacă am postat episodul ăsta, dacă a fost numai pe Patreon sau aici pentru membrii premium sau l-am pus pentru, sau l-a văzut toată, nu mai știu când l-am postat unde, dar știu că am mai reacționat, undeva este, trebuie să-l vezi dacă l-am văzut, dar... Nu știu, că voi mi-ați recomandat-o pe Instagram, deci dacă mi-ați recomandat, înseamnă că ați... Nu știu, în fine, mare, mare like și hai să vedem despre ce este vorba. Ștefi fuge de acasă. Matica a fost momentul de ieri. Cine știe, poate ia că uita. Reacția fetei nu a fost chiar nejustificată. Îi vom cunoaște cu această ocazie și pe părinți. Mamă, dacă te... Gabriela și Mihai. Pa. Ce faci, Ștefi? Opa! Ce cu hainele mele? Cine ți-a permis? Cine ți-a dat voie să intri în șifonierul meu? Și pantofii mi-ai luat? Stai așa, unde pleci? La o... Mamă, ce urât sunt pantofii! Vai, de când am... Vai, urât sunt! Atâțe. Păi când aveai de gând să-mi spui, mamă? Da, am și o întrebare, intră așa, fără să bați, așa... Întâmplător este casa mea, camera mea, deci n-ai nici... Păi da, dar să mi-ai îngăduit-o mie, așa, că e camera lasă mea. Lasă camera ta, știi? Nu există, camera ta este în casa mea. Deci unde pleci așa îmbrăcată, vreau să știu și eu. Yeah. La petrecere! Cu cine? Un prietenul meu și... Ai prieten? Adică tu nebună cu decolteu ăla cu prietenul cu... Stai în casă! Ai și prieten? Ce interesant! Eu! Păi ți-am zis că am un prieten călugăru. Călugăru și mai cum cât... Călugăru rockeru! Că v-ați prins că... De-i pace. Are unde stă, vreau și un număr de telefon, niște treburi. 17. 17, ce o să spun? E cât mine! Extraordinar! E cât extra, bă! Bă! Eu abia te-am făcut la 40 de ani și tu de la 17 vrei, mă, fată, mă, fată, calmează. Bă, sigur n-am mai reacționat la ăsta. Eu am reacționat la fata asta, dar nu mai știu dacă fix la ăsta sau la altul sau la... Sunt atât de confuz. În cazul în care am mai reacționat, vă rog, nu mai ziceți, lăsați-mă, treaba mea, așa, mi se pare vag. Deci chiar nu mai e și nu e intenționat. Acum nu mă pune să mă opresc să stau să caut camilane. Reacționam la asta și dacă e asta, e, se întâmplă. Dar nu cred. Dar doi copii necopți la minte, exact asta sunteți. Proști. Uite-te și tu, doi copii. Cum arăți? Ești foarte atrăgătoare și foarte apetisantă. Mamă, de vrea să-i facă ceva sau ce? Oh, mamă, ce ți-o face, Ștefină, bunul. Nu e chiar atât de atrăgătoare. E cam decoltată și cam un pic cam... Da, e un pic prea mult la vârsta aia, dar bine, am văzut mai rău. Eu ca DJ, credeți-mă, te speri, tăticule, eu nu știu ce fac unii părinți, că bă, să am fată de 13 ani să știu că merge prin cluburi, bă, tăticule, mai nu e ok, în fine, să revenim, că vrem mă să râdem aici, nu așa, să lecții de viață. Așa, la 17 ani poți să arăți deja ca m-am și o femeie, ce deci... Ce pui, ce e asta? Asta ce e aici? Ce e asta aici? Ce e asta aici? Zmurdar? Anticomul? Acum... Păi ți-am spus acum. Mi-am dat ce e aici? Zahăr? Făină? N-ai știut să vorbești. Și nu știi Haide mă. Păi atunci pe frunii de ce mereu lași afară? Lasă-mă și pe aia cum să vezi. Păi da, dar el e băiat. El nu, adică mă înțeleg, el nu... Nu e factorul de risc. Nu este vorba de Florin. Când am o discuție cu Florin, o țin cu Florin. Când am o discuție cu tine, vorbesc cu tine. Clar. Exact. Da. Nu pleci nicăieri. Da. Nicăieri. Da. Nu da. Da. Vai urât sunt pantofii aia. Nu da. Păi da. Păi ești obraznic acum. Nu. Eu o luăm de la început. Nu. Ce să spun, am vorbit până acum degeaba. Nu. Deci nu pleci nicăieri. Da. Nu știu unde, nu știu cu cine, nu știu când, nu știu cum. Nu știu nimic. În două minute vreau hainele, pantofii, ciorapul puse la loc. Ordinele mamei au fost extrem de clare. Drept urmare, Ștefi decide să le ignore. Da, eu nu înțeleg o chestie. Nu poți să o închizi în casă, așa, e? Tu nu mai ai femeie, tigăi prin casă? Nu dai să vezi dacă se lipește, să vezi dacă că nu ai dat banii pe ea, să vezi, bă, se lipește ceva de fundul tigăii sau nu? Ia vezi, se lipește ceafa aia de... Bă,
vezi și tu, adică testează-o din când în... Fă-i revizia tehnică la tigaie. Stefania, unde pleci? La o petrecere. Dar ce este cu rochia asta pe tine? Mi-a dat-o mama. Când ți-a dat-o mama? Ieri. Mi-a spus că merg la o petrecere și mă lasă să plec. Iar eu de ce nu știu nimica? Bă, dar cum se mint ăștia? Ia mă, zici că voi stați în apartament de 10 camere, de nu vă auziți între voi când vorbiți. Hai să fim serioși. Când unii vorbesc într-o cameră, ăia la alții aud din aia la altă cameră. Că astea majoritatea toate sunt cu două camere, maxim trei, oricum se aude. Nu știu. Cum adică nu știu? De ce nu li se-mi spui? Păi, ce rost are oricum mă lași? Cred. Da? Te las. Păi nu te las. Da. Bine. Ba, fata Laura, unde Dana Budeanu? Unde era Dana Budeanu în 2009 când aveai... Te rog frumos să duci și te schimbi și stai la tine în cameră, IT și calculator și absolut tot. Dar nu vreau să vreau să stau, vreau să rămâi aici. Ce vrei, Ștefania? Care e problema? Eu plec. Ce s-a întâmplat? Unde pleci? Nu mi-ai zis nimic, ai văzut discuția care... Da, știi de ce e regizată chestia asta? Pentru că dacă voia să plece, pleca. Bine, în primul rând, probabil își lua bătaie, dar mă rog, dacă era pe bune, da. Totuși, să zicem că nu erau părinți ok, educați și nu-și băteau copilul. Poate îl pedepseau, da. Na. Dar mă refer că... Bă, dacă vrei să pleci pe cai, adică nu te mai băgai la tactul să-i arăți, bă, uite, eu sunt îmbrăcată cam așa și eu plec. Adică cel mai enervezi și pe ăla, plecai să nu te mai vadă și ăla, să ți-l mai pui și pe ăla în cap. Care m-a avut-o la tine în cameră a fost exact că nu știu unde pleci, că nu știu cu cine pleci, că nu știu când vii. Ba da, ai zis că mă lași. Nu ți-am spus, exact contrarea. Tata, ea a zis că mă lasă. Dacă pleci, ne supărăm amândoi. Deci a zis că mă lasă. Ți-am spus că nu te las. Care-i problema? Ai zis că mă las. Mă, asta e proastă sau... Măcar nu mai minți. Bă, zi, te rog eu frumos, hai, mă duc și asta e. Sunt bulangiaică rebelă, asta e. Dar nu mai minți, că mai înainte te-am văzut și eu. Sunt martor acum, pe bună, suntem martori, șefe. Adică, tranquila, tăi. Nu, ți-am spus în două minute să-mi dai... Să-ți rochia asta? Asta am și spus în două minute să-mi dai rochia, pantofii și tot ce este al meu. Da, niciodată nu mă înțelegeți, vreau și eu să plec. Nu vei nimica, din moment ce nu știi să mă duci. Să întrăiesc viața, să-mi folosesc trupul acesta pe călugăru. Ca să și după aia, la 40 de ani, să fiu singură cu pisicuțe. Pentru că... De ce? Adică, n-are absolut niciun sens. De ce? Adică, e... Că până la urmă, ce? Că după... Cu noi și nu ne spui dinainte ce ai de gând să faci, nu faci nimic, clar. Te duci în camera ta, te dezbraci și îmi dai tot ce este al meu. Te dezbraci. Poate am încheiat discuția. Nu, eu plec la petrecere. Nu pleci aici la petrecere. Ba da, plec la petrecere. Ba nu pleci. Ba da. Eu vă rog mult să nu vă mai certați. Așa. Ștefania, da. Te duci la tine în cameră, te dezbraci, te îmbraci în hainele care te știu îmbrăcată mereu și e gata. În alea de nu te schimbi tu și nu te spește, așa? Da. Nu pleci nicăieri. Dar vreau să plec, este o petrecere importantă nu pentru mi-ai spus mine. Nimic. Ce petrecere importantă? La cum bate lumina în casa aia și cum bat alea de afară, e undeva la 12-1-2 ziua. La ce petrecere mergi tu la 12-1-2 ziua? Hai să fim serioși. Că e întuneric afară când se pleacă la orice petrecere. Te duci la tine în cameră acum? Nu, tata, eu plec. Dacă eu pleci plec. Din casă, ce? Nu te mai întorci înapoi. Bine. Nu pleci nicăieri, mâine. Alo. Lol. Ce e? Mă, unde ați văzut de asta? Dacă pleci, tu nu mai vii în casa asta. Nu, tăticule. Tu te ridici, iei canapeaua de un colț și... Adică, eu... Acum, cine se uită la ăsta și chiar îl ia în serios, păi să se ducă în altă parte că mai nervez eu. Eu glumesc aici, evident că nu încurajez violența, Doamne ferește. Dar noi ne prefacem acum că ăsta ar fi în realitate. În realitate știm ce, bă, cum adică îți comentează copilul în halul ăla? Adică, bă, nu, ok, Doamne ferește, nu-l bați, dar îi zici, bă, nu te duci și punct, nu stai să te ceri cu ei, să nu știu ce, repet, testezi de limanul ăla, tigaia aia, ca să vezi dacă ăsta și gata, că m-am enervat acum. Hai, lasă-mă în pace! Măi, stai, măi, fetiță, să spun, măi, mă, lasă-mă în pace! Ștefi! La capitolul viteză, mama nu are nicio șansă. Da. Adevărul e că asta pe tocuri îi rupe, deci e pe viteză, ea am e... Acum și cu taică-su? Ce discuție Gabriela să ai cu taică-su? Gabriela mai face o ultimă încercare să o oprească pe fată. Ștefi!
unde pleci? Vino încoace, vino încoace, întoarce-te, vino încoa, nu pleca. Ștef, nu pleci nicăieri, întoarce-te, haide. Hai că avem de discutat, hai. Bineînțeles că fetei nici prin gând nu-i trece să o asculte. Petrecerea este prea importantă pentru a mai ține cont de părinți. Măi, femeie, mă, ce facem, mă, cu fata asta, mă? Păi sunteți niște fătălăi, pe bune acum, deci pe bune, ăștia nu știu să se impună, dacă sunteți așa moi și fătălăi, n-aveți nicio șansă, că nu te duci, dacă te duci, nu te întorci, nu știu ce, bă! Te ridici odată la aia și zici, bă, Ștefi, tu nu ești din casă. Tu știi că are un prieten? Nu, are prieten, tu știi că are hândrălău, așa se zice, nu prieten, tu știi că hândrălău bagă miei în coteț. Așa se zice, ca să înțeleagă prost. Mai dragă, eu sunt fiul a doi, eu sunt pus în fața faptului împlinit, mereu. Cu mine de ce n-a vrut să vorbească? Să-mi spună și mie, băi, tata, am și eu un prieten, mă duc colo, fac aia, drag aia, mă duc la discotecă. Nu-mi place să duc bacalamus, la... Nici mie, asta e problema. Eu nu știu cum să reacționez și ce să fac. Că ea îmbrăcat în halul ăsta, nu prea a plecat de acasă. Dacă tu ai vorbit cu ea mai devreme, da? De ce nu ai venit să-mi spui că vrea eu să plece la o petrecere? Eu am vorbit cu ea, mai. Da, de ce nu mi-ai zis că eu n-am știut? A venit proastă și ți-a zis că merge la petrecere, știi? Fata lai. Discuția a fost la ea în cameră, pe urmă ea aici a venit să-mi spună... Să-ți spună ție de fapt că eu i-am dat voie ceea ce nu a fost adevărat și ai văzut continuarea care a fost. Cum zici, mă, că-l cheamă pe ăsta? Călugărul Greanu. Mamă, dacă pun mâna pe el. Ce-i faci? Bănuiesc că este un copil aiurit și zăpăcit la fel ca ea. Da? Este evident că părinții... Da, pe bune, adică ce vină are ăla? E clar vina ei. Că nu-i ca și cum el. Ea îi vreo mică îngerașă și el îi... Ștefi. Hai să te duc la pășune, Ștefi. Hai să-ți arăt cum se înțarcă vaca în ies. Vacile se înțarcă? Ce animale se înțarcă? În fine, nu știu. Dar am făcut niște analogii dubioase aici. Au rămas foarte supărați după actul de sfidare fățișă a lui Ștefi. Acum rămâne de văzut cum vor putea fi ei împăcați. Și mi-a zis să nu mai vin acasă și... Dar era foarte nervos tot. Serios? Eu nu eram acasă în acel moment. Eram plecat afară cu un prieten, Juni. Eram cu prietenul meu afară și ne distram. Da, tocmai se întâmpla să fim la o cafea. Ce chestie! Eram la o cafea! A apărut... N-am mai reacționat la asta, acum știu 100%, n-am mai reacționat. Ia, foarte nervos. A apărut... Ia, ce era nervoasă! Mi-am amintește de Cătălin Botezatul, dar nu știu de ce. Și a început să-mi explice cam ce s-a întâmplat. Of, ce de tare! Ia și tu o gură de cafea. Ce puțin? Mamă, dar cu cine? Să o luau parte și mână, nu m-a lăsat mama până mea și cum apă. Așa, și ce ai făcut? M-a zis tot cu ei, logic. Ce așa greu? Discuți, nu țipi. Teach me. Iai. În fine. Nu știu, ai fi mai... Nu știu, nu știu să vorbești în primul rând, țipi. De ce țipi? Puteai să cer voie. Ai cerut voie? Frumos? Da. Și nu ți s-a dat? Da. Păi, ce să-ți fac? I-ai dat detalii? I-ai dat detalii? Ce detalii să-i dau? Nu i-am dat nici. Și de ce ne-ai dat? Am uitat. Ai uitat? Ia da. ți le urla în față, vreau detalii, vreau detalii. Și tu ai uitat să-i dai detalii. Da. Mamă, cât de prost e scris scenariul ăsta sau... Ăștia cred că stăteau, nu, hai ce discutați aici, vă descurcați. Și uite, asta a ieșit, când ne fiind actor abar, n-o să-mi improvizăm. Da. Zi tu, frate. Pe mine mă amuză Rochița. Hai, certatul ca certatul, dar... La party la cine ai fost? Da? Păi nu, că trebuie să merg la party. Și mă gândeam că veniți și voi. Trebuie să veniți la și voi cine? La călugărul. Cine e călugărul, frate? Prietenul meu, frate. Adică... Bă, tu nu știi cine e călugărul? Toată lumea îl știe, cum și pe mine mă știe tot. Scuze. Eu iau ca și cum asta e regizată. Deci, dacă nu e regizată, îmi cer scuze dacă... Mă ții atât de la distanță cu viața ta personală încât habar n-am că ai prieteni. Știi că mie îmi place, frate, să mă împlinge în viața ta personală. Și acum tu nu mi-ai zis niște chestii, frate. Bă, sunt verde, sunt galb. Culorile, deci e camera asta, e săraca, nu mai poate, cred că. De unde a apărut? De cât timp?
de săptămână. Bă, dar zici că ești femeie, mă, atâtea întrebări. Ce ești așa curios? Deja m-a obosit pe mine. De o săptămână. De o săptămână. Și acum ce e? Sunt plecați trezire părinții lui și au... Știi tu? Frumos acasă și vreți party time. Și vrei să vin și eu? Da. Păi nu-l cunosc, genici. Dacă iese cu scandal, păi dacă nu-mi place de fața lui. Lasă-mă că nu iese. Las că nu știi tu să te bați, frate. Nu mai fim așa dramatic. Ce scandal se iasă? Știi și tu de ce așa îmbrăcată sau cum? Da. Nu, dar am vrut să mă îmbrac elegant. Pentru că este o petrecere, nu știu, importantă. E o petrecere importantă care se întâmplă într-un apartament la călugărul care, știi tu, e singura casă. Importantă. Selectă. Tata ce a zis chiar? A zis dacă e să plec să mă mai întorc. Atât. Cum? Păi nu, că vă gândeam să sun pe mama, să-i spui că... Te gândeai, nu, n-ai fi sunat-o în viața ta? Păi nu, că tu, mă, ci eu. A, nu? Eu să o sun pe mama? Da, și spui de ce, că ești mai agreat? Nu. Da, a, să-i spun că sunt cu tine ca să... Da, și că mergi cu mine la party și să la... fie tot ok. Da, și să se liniștească fiecare. Să se liniștească. Nu, chestia e ideea să o sun, să o mint și nu vii cu mine, na. Cum să nu vii, mă, cu tine? Dacă o mint, măcar să o mint până la capă, mă distrez și eu. Pana mea, hai cu mine. Nu, că vin și eu. Vii și tu? Păi, bun, dacă tot e măcar să nu mă plictisesc între adolescenții. Zis și făcut, Florin o sună pe mama și culmea chiar reușește să o mai liniștească. Apoi împreună cu prietenul Gianni și bineînțeles cu Ștefi. Îl cheamă și Gianni. Hai, cum v-ați fi și așteptat să-l cheme, adică mă înțelegi? Ii pornesc spre petrecere. În mijlocul petrecerii era de... Ăla-i tati, persanul ăla de acolo. Destul de greu de găsit un loc mai liniștit, așa că cei doi au fost nevoiți să se retragă în ba... Aie. Nu pot să... Că au luat cadre cu de-alea pe un bai cât de cringe, man. Ce-o dau pe mică, cine aici? Pana. Du-te, bă! Și ei și filmau în ba... Mamă, cât de regizată e asta, mamă, cât de cringe, vai de viață. Da, e, nu mai am nicio urmă de îndoială, e, n-ai cum. Păi cum? Noi vrem să facem că suntem baia aia. Păi ok, hai că venești noi cu camerele, cu... Da. N-a fost acolo. Păi îți dai seama că nu am fost de acord, am plecat de acasă, m-am certat cu ai mei și... Numai pentru tine, călugăre. Pentru mine? Da, ca să vin aici. Și de ce am venit aici, nu? Nu. Ca să vorbim că partea nu te prea concret. Super. Mai e prima dată când te văd rochia asta și... Da. Arăt super. Chiar, mi-a plăcut. Ce, prima dată când mă vezi în rochie? Păi da, și că tu ne îmbrăcai mai nașpa așa, știi? Rugi, rupți, toate astea. E, până la urmă trebuie să faci o feminină, nu? Nu. Pentru cineva. O dată în viață, bără. Pentru mine. Hai că mi-e rău, bă, vine să vomit, ce e asta, mă, nu mai pot. Mă, cât de cringe asta pe... Și părul ăsta meu, că... Bine, părul lui e mai rău decât a meu, adică e... Eu măcar trebuie să merg să mă tund, dar el e aranjat. Dar, gen, așa erau... Așa era moda atunci. E, pentru oricine. E zi. Apreciez. O chestie că m-am certat cu ai mei, știi, și... N-am unde să stau la noapte. Vrei să... Aici la tine la schit, la mănăstire. Am făcut un joc de cuvinte, dacă... Ai, ce prost. Na... Nu prea poți să mai plec pe acasă tu, parcă ai te veneau peste 3 zile, nu? Nu, vin poi mâine. Păi cum vin poi mâine? Și-au schimbat planurile și poi mâine trebuie să vin. Păi n-am, că mă gândeam că pot să stau și peste, nu știu, câteva zile la tine, știi, ca să... Păi da, știi, poți să stai, dar mâine trebuie să pleci, neapărat. Asta e, plec, plec. Acum chiar așa de nasol a fost cu ai tăi, t-a dat afară ceva? Da, mă! Mi-a zis că dacă ies, nu mai vin niciodată. Dacă plec, nu mai vin. Să nu mă mai întorc. Și... Bă, dar măcar sper să se fie pilat, că... Te-am pilat. Are și picioarele măroace, așa. În seara asta dormeam în doi, tot ok, dar mâine... Cam... Da, mă, da. Da, am înțeles, mâine. Asta e, mâine. Asta e, numai o noapte, nu, dar visam și eu. Gotta go, gotta go. Asta e.
Ok, da. Bă, nu știu voi, dar eu m-am distrat. Asta a fost aur, a fost golden. No, hai, pentru alte sugestii Instagram este, știți voi unde? Like, share, subscribe, pentru comentarii ne vedem pe secțiunea de comunitate. Îmi vine să râg acum, nu știu la ce mar de așa, mă. Și ne vedem pe Twitch aproape în fiecare seară, mă rog, aproape. Și ne mai vedem pe canalul secundar unde postez gaming. Vai, noi ne vedem super des, guys, dacă vreți să ne vedem, pentru cine vrea. Pentru cine vrea știe unde să mă găsească, dar pentru cine nu mă vrea, nu mă vrea și gata. Vă pup, ne vedem data viitoare. Labor pe pâine, labor pe mâine, labor merge cu orice, chiar și cu măsără. Labor la mine, labor la tine, vrei să mâncam un labor, nu te ține. Labor pe pâine, labor pe mâine, labor merge cu orice, chiar și cu măsără. Labor la tine, labor la mine.